Actorul Mitică Popescu s-a stins astăzi din viață. Iubit de public pentru felul său hâtru, dar și pentru naturalețe, va rămâne în memoria colectivă, inclusiv cu poantele pe care le spunea fără să-i se miște un mușchi pe față. A fost un om retras și a plecat cu decență lângă foștii săi colegi din generația de aur. În luna decembrie, Mitică Popescu a ajuns la Spitalul Floreasca, dar de o săptămână era în grija medicilor de la Elias pentru recuperare. Mitică Popescu a fost unul dintre actorii din generația de aur și a început cariera în 1973 pe scena Teatrului Mic, unde a jucat până în 2010. Acolo și-a cunoscut și soția, pe regretata Leopoldina Bălănuță. Mitică Popescu este o pierdere enormă pentru teatru și filmul românesc. Enormă pierdere. Regret din suflet că a dispărut încă unul dintre mari actori din jurul nostru. Generațiile fantastice cu care am lucrat încep să dispară, lucru care mă doare îngrozitor. Îmi pare extrem de rău. Dumnezeu să-l odihnească, să aibă lumină acolo unde este. Spune în Teatru Mic, spui mai multe nume. Spui Mitică Popescu, spui Leopoldina Bălănuță, spui Valeria Seciu, spui Ștefan Iordache. Ei au fost practic titlul Teatrului Mic. Ce avea foarte frumos, în afară de carieră, avea o boierie, o aristocrație. O să-l aștept pe doamna Poldi, acolo, dragă de ea. Unul dintre rolurile sale de referință a fost cel din Vânătoarea de vulpi, dar a avut succes și cu filmul Niște țărani. Același Mitică Popescu a jucat și în Moromeții. Ai noroc! Ai noroc! Noroc, 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 nea Gheorghe! De ce nu răspunzi, bă? Ce ți-a spus eu alaltări? Vezi că ești prost, dar să nu răspunzi. De ce, bă, sunt prost eu? Păi de-aia fi că ești prost. Nu ți-a spus că o să plouă? Mitică Popescu a fost iubit de public și pentru longeviva sa emisiune de la Postul Public, Dala lui Mitică. De-a lungul carierei a fost decorat pentru devotamentul în slujba Teatrului Românesc. Ca orice om, am avut și plăcute și mai puțin plăcute. Cam ce am avut de spus în viață, am reușit să spun. Poate, dacă ar fi fost timp mai mult, poate spunea mai mult. Dar trebuie să ne mulțumim și cu mai puțin. Aveți vreun regret?